Șomerii au venit de la prima oră pentru a fi siguri că apucă să depună CV-uri printre primii. Mulți nu vor să renunțe la domeniul în care activează de ani de zile, chiar dacă nu mai au locuri de muncă de luni bune. Eu sunt instalator. Mă angajez, dacă nu... De câți ani lucrați în acest domeniu? De vreo 5 ani. Ați fi dispus să-l schimbați și doar să vă găsiți un loc de muncă? Eu știu ce să vă spun. Orice? Orice, da. Nu, am lucrat în străinătate, am venit și acum caut... În România? În România, da. Ce domeniu? Ca șofer. Ați mai lucrat? Da, da. De câți ani? De 20 de ani. Și de cât timp sunteți șofer? Din decembrie. Ce s-a întâmplat? Nu s-au mai prelungit contactele, au fost contacte făcute pe 3 luni de zile și mai departe a rămas la așteptare. Angajatorii caută ca de fiecare dată oameni pregătiți, cu experiență și cu o disponibilitate mare la program prelungit. Cum arată angajatul ideal pentru firma dumneavoastră? Nu putem să facem un profil de angajat ideal, dar trebuie în primul rând să cunoască meseria. Este prima condiție, cea mai importantă treabă. Dacă unii fac angajări pe loc, alții vor doar să primească CV-uri pentru a avea de unde alege. 40 de angajatori, nu doar din județul Gorj, respectiv cu Târgu Jiu, cât și din celelalte județe din regiune. Vorbim de Mehedinți, vorbim de Dolj. Din câte știm noi, nu ne-au fost declarate numărul de posturi, însă fiecare fie au venit cu număr destul de scăzut de posturi, fie au venit doar pentru a colecta CV-uri. Târgul de joburi de astăzi face parte dintr-un proiect numit Șansa. Acesta este cofinanțat din Fondul Social European.